Dar avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră, maestre. Una mică. Te invit, Mariana! Da. Preda! Mariana. Maestru nu știa că este în această seară invitată. Bună seara, Mariana! Are emoții, dar vă rog să o aplaudăm. Doamne, Doamne, cum să nu te îndrăgostești de România? Cum să nu-ți placă țara asta, atât de talentată? Stai să... Crezi că a fost o surpriză plăcută pentru maestru? Cred că a fost o surpriză plăcută. Ce piesă ai interpretat? Ai la valienă? Da. Ah, ok. Bun. Mugur Mugurel și Cântec Vechi. Care îi place maestrului mai mult? Nu știu, toate. Toate îi plac. Îți mulțumim mult, Mariana. Maestre, mulțumim mult. A fost o onoare să vă avem în această seară. M-am cățărat cât mai departe ca să văd până unde bate vibrația. Da. Am ieșit din sala Floreasca,
Am ieșit din București, am ieșit din România, încă se simțea. Sunteți minunați. Mulțumesc Mariane Freda pentru că a venit. Bine! Mulțumesc Mariane Preda care mi-a făcut această surpriză. M-am așteptat la această surpriză. Noi suntem și vecini de comune. Ea locuiește la piciorul de munte, eu peste pădure la Gobia. Deci sunt 2 km între satul meu și satul ei. Am cunoscut-o de mică, de la 13 ani, 12 ani mai, când eu eram profesor la Universitatea Valahia din Târgoviște și a apărut așa, dintr-o dată în clasă, timidă, un aiul la subțioară și a zis, cine ești? Sunt Maria. Și ce vrei să... Vreau să fac naiul. Vrei cu mine? Da. Și a asistat vreun an de zile, a stat pe bancă și a asistat la ce făceam cu studenții și acum a început să-și ia zborul ca o păsărică ce își deschide aripile spre orizonturi noi. Salut, familie! A jucat familia. Și în filme, în scurtmetraj. Da. Ai mai cântat vreodată pentru Gheorghe Zanfir? Nu. E prima dată. A făcut un film în Italia. Da. A făcut un film în Italia care a avut foarte mare succes. Sper ca să obțină și ceva palmaresuri în concursurile în care el va fi prezentat și sper ca... Chiar colegul nostru, Șerbănică, el este director de imagine pe acel film. Sper ca aripa noua naiului românesc să ajungă foarte, foarte sus. Cine e regizorul, colegii? Nicolas Grasu. Nicolas? Nicolas e da. Acolo. Da, e acolo. El, tu ești regizorul. Salut! El e regizorul. Din Italia.